Unul dintre subiectele dezbătute în cadrul conferinței de presă a fost cel al firmei care a câștigat toate licitațiile în municipiu privind lucrările de modernizare, dar și cea de la podul de la Apa Sărată. Edilul a explicat că lucrurile sunt mult mai complexe decât par și a aruncat întreaga vină pe constructor, atât în privința lucrărilor neterminate de la piața primăriei, cât și de la pod. La pod le mai trebuie 2 zile ca să toarne asfaltul. De ce? Din cauza constructorului, care e neserios în continuare. Nu, am promis că în 2-3 săptămâni va fi gata. Asta e a 3-a săptămână. Mare foarte puțin, n-am mare, în jur de 3-5% din lucrări. M-au depus băncile, de placat diferența de cele două jardiniere în fața muzeului, de făcut fântânile către blocul urechinilor, fiindcă le-a turnat rău, să nu zic prost, le-a turnat rău și trebuie să le placheze în așa fel încât să arate ca și fântâni arteziene. Cele laterale, nu... Păi nu se văd. Păi nu se văd că nu sunt date drumul. Le-au furat toate diuzele. Cine? Cetățenii. Cine se fură? Cetățenii Câmpul Lungului, că nu fură ei de la ei. Și le-au aprozinat, le vor pune, vor placa și le vom da drumul. Cam întâlnire, sper să respecte întâlnirea astăzi cu constructorul. Edilul a afirmat că vor începe și lucrările de modernizare la Bulevardul Pardon, tot cu Societatea Mușceleană, numai că a condiționat ordinul de începere a lucrărilor de finalizarea celor 2 obiective neterminate. Deci, lucrările pe Bulevard sunt completamente în ordine. Deci, avem aviz, avem tot, autorizația de construcție, tot. Fiind același constructor, am forțat nota să-mi termine cele 2 locații, piața primăriei și podul, ca să poată să înceapă. El și-ar fi dorit să înceapă, că începe cu lucrurile astea de conducte de apă, de mecanice, care să bage și să spargă și după aia să nu mai vină. Până nu-mi termină piața primăriei și podul, nu va primi ordinul de începere a lucrărilor pe Bulevard. Nu aia mă interesează neapărat placarea zidurilor. Eu vreau să am băncile, vreau să am fântâna în ordine și toate cele. Placatul zidurilor nu mai are mult, fiindcă i-am cerut să oprească acolo, dar mă rog. Festival de grafici. Da. Festival de grafici să rezolvă. Păi ar fi, este, nu, avem niște alte soluții de 3D care să sperăm că vor funcționa bine. Și vor fi pe granit astea? Da. Nu, nu era nevoie de granit. Am intrat acolo, lucrarea trebuia să nu o facă, dar mă rog. Face ceea ce nu trebuie să facă. Societatea Mușceleană a câștigat toate licitațiile importante din municipiu, dar a avut întârzieri de peste un an la fiecare dintre obiective. Lucrările la Bulevardul Pardon trebuia să înceapă în urmă cu un an, numai că, având motive evidente de neprofesionalism din partea firmei, administrația locală nu a dat ordinul de începere al acestora. Pornirea acestui proiect va însemna închiderea Bulevardului de tot pe o perioadă nedeterminată, din moment ce firma nu se ține de niciun termen de execuție.